Dragii mei, adormirea Maicii Domnului este o sărbătoare deosebit de importantă pentru creștini, deoarece ea întărește credința noastră în existența vieții veșnice și în puterea de mijlocire a Maicii Domnului înaintea lui Dumnezeu. Maica Domnului este cea mai înaltă sfințenie omenească cinstită de Sfânta Biserică. Ea a covârșit cerul și pământul cu frumusețea sufletului și curăția trupului ei. Este mai presus de cetele îngerești, mai cinstită decât heruvimii și serafimii. Maica Domnului stă de-a dreapta fiului ei, dreptul judecător, și se roagă pentru mântuirea noastră, ducând totodată toate rugile noastre fierbinți către Domnul. Viața Maicii Domnului pe pământ este un șirac de minuni ce se întind de la naștere până la mutarea sa la cer. Minunile ei se cinstesc mai mult prin tăcere. Două sunt minunile mari sau momentele de vârf din viața Maicii Domnului: minunea întrupării sau momentul bunei vestiri și minunea adormirii ei, când preacurata e înălțată la cer cu trupul. Despre această sărbătoare găsim informații numai în tradiția bisericii, potrivit căreia Maica Domnului a fost înștiințată printr-un înger de mutarea ei din această viață. Acestea, zice fiul tău, vremea este a muta pe Maica mea la mine. Nu te teme de aceasta, ci primește cuvântul cu bucurie, de vreme ce vii la viața cea nemuritoare. După ce Fecioara Maria și-a cerut iertăciune de la toți și-a dat Duhul, Domnul însuși s-a coborât din ceruri pentru a primi în mâinile sale sufletul ei cel sfânt. Multe minuni, ochii orbilor și auzul surzilor s-au deschis, ologii și bolnavii s-au vindecat. Trupul a stat 3 zile în mormânt, după care a fost ridicat în chip tainic spre lăcașurile cerești. Tradiția mărturisește că Toma sosește la Ierusalim în a 3-a zi după înmormântarea Maicii Domnului. Dorind să cinstească trupul ei, apostolii au deschis mormântul. Dar minune! Mormântul era gol. Trupul Fecioarei Maria a fost ridicat la ceruri de fiul ei. Maica Domnului a fost mutată cu trupul la cer. Trupul preacurat al Maicii Domnului a fost transfigurat și unit cu sufletul, devenind după Mântuitorul Hristos prima ființă îndumnezeită. În acea zi de duminică, atunci când Maica Domnului și-a dat sufletul, iar trupul ei a fost îngropat, Hristos s-a arătat apostolilor și a luat trupul preacuratei Maicii sale la cer și l-a unit cu sufletul. Ea stă acum de-a dreapta slavei fiului ei, ca o împărăteasă cerească, pe care îngerii nu se mai satură să o contemple și să o laude. Milostivirea Maicii Domnului față de întristatul apostol Toma, ea s-a arătat în văzduh și l-a mângâiat ca o mamă iubitoare, iar ca semn văzut al milostivirii ei, i-a lăsat cinstitul ei brâu. Acesta, alături de lemnul Sfintei Cruci, avea să fie mai apoi una dintre cele mai importante relicfe ale bisericii, care face nenumărate minuni și tămăduiri. Partea cea mai însemnată a cinstitului brâu se află în Sfântul Munte Athos, la mănăstirea Vatoped, o altă parte la mănăstirea Catoxenia din Grecia și o altă parte la o mănăstire din Georgia. Descoperirea pe care o face Maica Domnului Sfinților Apostoli, ea le spune, asemenea fiului ei, bucurați-vă! Eu sunt cu voi și cu toți creștinii în toate zilele vieții voastre. Adormirea Maicii Domnului este cea mai veche sărbătoare închinată Sfintei Fecioare Maria. Cultul Maicii Domnului începe să se dezvolte foarte mult începând din secolul al V-lea, când apar primele mărturii despre existența ei și mai ales după Sinodul Ecumenic, care a hotărât că Maica Domnului este născătoare de Dumnezeu. Locul de origine al sărbătorii este Ierusalim, orașul sfânt, unde se păstrează până astăzi, în apropierea grădinii Ghețimanii, mormântul Maicii Domnului și biserica zidită pe acest mormânt. În spatele mormântului Maicii Domnului, din această biserică, este pusă la închinare pentru pelerini icoana Maicii Domnului, făcătoare de minuni.
Praznicul adormirii Maicii Domnului se bucură de o mare cinstire în rândul credincioșilor, fiind precedat și de o perioadă de 2 săptămâni de post, ca perioadă de pregătire duhovnicească pentru acest eveniment sfânt din viața Maicii Domnului. În Biserica Ortodoxă, Maica Domnului este la loc de cinste și este pomenită totdeauna după Iisus Hristos, ceea ce înseamnă că în gândirea ortodoxă, imediat după Iisus Hristos, este Maica Domnului. Îndemnul pe care ni-l dă Biserica de a o pomeni pe Maica Domnului cuprinde în contextul lui de calități care țin de Maica Domnului. Mai întâi pe Maica Domnului, pe Fecioara Maria, o numim preasfântă, după aceea curată, apoi prea binecuvântată, a treia mărită, a patra sfânta noastră, a cincea de Dumnezeu născătoare, a șasea și pururea Fecioara Maria, lucruri care țin de Maica Domnului. Maica Domnului se află permanent în apropierea celor năpăstuiți, lângă mamele și copiii agresați și alungați, lângă cei care suferă pe pat de spital sau se află în temniță, lângă cei neputincioși. Maica Domnului este ocrotitoarea și ajutătoarea familiei creștine, a unității și armoniei dintre soți și dintre părinți și copii. Iată așadar motivul pentru care această sărbătoare, la fel ca și celelalte închinate Fecioarei Maria, are o însemnătate deosebită și este atât de respectată și prețuită de toți credincioșii. Preacinstirea Maicii Domnului s-a dezvoltat tot mai mult, iar credincioșii o iubesc și o cheamă în rugăciune și în cântare spre a mijloci în fața Fiului și Dumnezeului ei. Viața ei este un șir și un izvor nesfârșit de minuni. Modelul vieții sale sfinte și duhovnicia ei minunată ne sunt de mare ajutor. Sfântul al Salaminei, primul care a scris cuvântări în cinstea Maicii Domnului, spune că multele minuni petrecute la adormirea Preacuratei au fost trecute sub tăcere pentru ca măreția minunii să nu pricinuiască uimire și nălucire minții omenești.